Horticultura a început lucrările la capelele din cimitirul Caleașagului din Timișoara. Locul de veci a trecut prin mai multe transformări de când a fost preluat de către societatea primăriei. Am început renovarea capelelor din cimitirul Caleașagului pentru a le putea folosi în condiții decente în beneficiul timișorenilor. Lucrările includ dezugrăvirea interiorului și a exteriorului, montarea de gresie antiderapantă, repararea copertinelor și tratarea și înlocuirea lemnului de pe terase. Aceasta este cea mai recentă lucrare de investiții pe care o realizăm în cimitirul Caleașagului, unde de la preluare și până în prezent am reușit să renovăm porțile de la intrare, gardul adiacent parcului Clăbucet, magazinul și clădirile administrative, am refăcut sistemul electric și sistemul de iluminat. Vom finaliza investițiile în acest cimitir în perioada următoare, odată cu recondiționarea toaletelor, urmând să le continuăm în cimitirul Rusu-Șirianu. Transmit reprezentanții Horticultura.